Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stănciu sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 2, cu domnul Nicolae Diminescu, fost jucător al Științei Timișoara, cum se numea Poli pe atunci, în sezonul fantasticul, sezon 57-58, când Poli a cucerit prima Cupa României din istorie. Domnule Diminescu, bine ne-am regăsit. Am rămas la fantastica mișcare polisportivă din Timișoara, începutului anilor 50. Da. Ne-ați vorbit de mari basketbaliști, tenismeni. Da, urmează să vă vorbesc despre volebaliști. Da, n-am ajuns despre handbaliști. Nu, nu, ajungem și acolo. Da, da. O iau concentric. Despre atleți, despre... Iată, absolut, deja ne-ați povestit în episodul trecut de niște nume, unele rămase în cartea de aur a sportului chiar românesc, nu doar pe plan aici local. Și de aceea e foarte important și suntem ochi și urechi. Deci, să continui. Tot pe terenul unde era basketul și unde a fost hidrotehnica, acolo era terenul, și era un pod care trecea la strandul sindical, pod de lemn. Unde? Care strand? Strandul sindical, acum e un restaurant acolo. Da, să nu dați nume, deci, de restaurant. Nu, nu, da. Nu știu, nici nu știu cum îl cheamă. Deci, e un pod de lemn care acum nu mai e. Nu mai e, ca și celălalt pod de lemn. Unde? Pe podul, pe unde se circulă astăzi, nu? Deci, care dintre ele? Pe, azi. Azi, pe unde avem noi cea mai mare circulație de pe de intersecția asta? Cum se numește podul ăsta? Păi nu știu de care vorbiți, că avem mai multe poduri pe care se circulă intens. Așa, care merge spre Continental. Ăla era de lemn, podul ăla. Ăla era de lemn. Și după aceea s-a construit podul care duce spre Continental. Da, și... să nu mai dați nume de... Vă nu, nu, dar nu, un nu, punct nu, de reper nu, în nu. Istoria orașului. Da, da, da. Da. A, nu, dar să nu avem probleme cu... Ei, ăsta era tot un pod de lemn. Da, și da, ce da. Era interesant, podul ăsta de lemn, mergeam și săream de pe pod în Bega. Dar Bega nu avea apa de care se vede acum, apă mică, apă mare, deci mult mai curgătoare, și îți permitea, fiindcă era, iată, vis-a-vis de baza CFR-ului, deci lângă podul ăsta de lemn, lângă strandul sindical, era baza CFR-ului. Era baza de canotaj, unde era un antrenor, Lazarov, care a scos campioni la schif, la caiac, Doru Bănăduc. Michi Mihăilescu la schi, schif. Deci, schif. Schif, care este doamna Drăgan. Așa. S-a căsătorit cu Aurel Drăgan, volebalistul, cel mai bun ridicător din țară. E, deci vorbeam de volebaliștii aceștia care se juca terenul și de basket și de volei. Aici era Alecu Mușat, era Claici, era cel Jitaru, și așa mai departe. Niște somități. Stați un pic. Jitaru are vreo legătură cu celebrul antrenor de la Lugos? Nu. Tatălui. 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 Aia zic, are vreo legătură. Da, tatălui, e chiar tatălui. Tatălui. N-am știu. Tatălui, dar sigur. Dar cum de îi țineți minte pe toți din toate sporturile? Păi da, dacă am fost cu ei. Cu ei. Dumneavoastră, de asemenea, un polisportiv, ca o să ajungem, că ați făcut și volei de performanță. Bineînțeles, nu numai de asta, îi cunoșteam. Da. Nu? Mai departe, hai să mergem, mai încolo și să vedeți că era, de exemplu, era sala de sport, nu? Celebrul manej, sala 2. Sala 2, aici juca Ela Zeller și cu Angelica renumita tenismenă, Angelica Roseanu. Da, am auzit și eu. Deci, astea jucau acolo. Tenis și aici de masă. Era, sigur, și era și Parisul pe gheață a fost adus atunci. Era ceva formidabil. Era un spectacol de formidabil. De balet sau da. Ce? Merge mai încolo. Ilsa, echipă de polo. De polo. Celebra cu formidabilul Stănescu, care e singurul polist și la ora actuală, care făcea foarfecă și marca din foarfecă. Formidabil. Unde era... Dar, sincer, nici nu știu că există gol din foarfecă la gol. Gol din foarfecă, păi asta e. Da. Asta e.
să revenim la golul ăsta din forfecă, care eu l-am învățat de la cel mai bun forfecar, Andrei Rădulescu. Da, celebru vârf de atac din 48. Un piept și își punea mingea pe piept și de aici forfecă. Venit de la Venus, București. Sau forfecă laterală. Da. Nu? Deci el, de la el am învățat și a marcat, chiar a marcat un gol lui Adamache. Stele Adamache de la Steagul Roșu Brașov, portarul de la Guadalajara, da, 70. Mutându-mă, bun, eu... Haideți că... Ajungem așa, și acolo. Ajungem, dar să rămânem aici. Revenim aici. Deci Ilsa avea nu numai poliști, avea și notători. Era un notător Lovaș, campion național. Kicin, la fel. Deci, foarte bun notător. Deci, celebru, eu știu, să zic, antrenor și coleg al meu, că multă vreme a fost colaborator la, da, în presa locală, Ghiuri Suhanec. Nu era Suhanec deja de pe atunci el notător? Era și el notător. Da. Așa. Deci, aici o echipă formidabilă de polo. Așa. Mai departe, venind încoace, deci ca rezonanță sportivă, ce mai exista? Exista Drâmbă la scrimă. La scrimă. Păi da? Ajunge campion olimpic în 68 la Ciudad de Mexico. Păi asta e, dar nu se mai aminte. Mai departe, Drâmbă. Ionel Drâmbă. Și Falco, sau asta nu știu cum îl cheamă, deci și încă un așa. Mai departe, medicina, școala de șah da, a medicinei, cu, de exemplu, cu Lao Partoș, n-ați auzit de el, fratele lui a fost campion la 100 de metri în școala de aici. Școala de aici era școala lui Iovănescu și a lui Höckel, director ai școlii sportive, și conduceau clubul de atletism de aici, unde era Egon Lupșa, unde era Edi Traibal, unde era Luisa Ernst. Deci, somități formidabile. Aceasta Edi Traibal, 800 de metri. Luisa Ernst, lungime. Așa. Vorbim inclusiv de viitor campion național la seniori. La seniori. Da. Toți la seniori. Da. La seniori, sigur, la seniori. Așa. De Grozăvescu. Antrenorul, celebru antrenor. Da, era om de fond. Așa, deci, mai departe, venind înspre centru, aici îl găsim pe Șomlo, pe Pascută și Chiș, la motociclete. Și Pascută, erau niște circuite, trei generații. Am auzit, sigur, deci, că da. Deci, ce era ca mișcare, am vorbit de canotaj la fel, deci, iată că era un teren polisportiv formidabil. Formidabil. La tir aveam campion la nu știu cum se numește proba aia, talere. Uh-huh. La talere, campion european sau așa ceva, mondial la talere. Deci astea au existat. De ce nu mai există? Mustea de sport la nivel înalt în Timișoara. Bineînțeles. Luptători, boxeri, la fel. Nu le știu poate acum numele sau nu-l mai rețin, dar și aceștia întrețineau o atmosferă formidabilă sportivă. Și am crescut în mediul ăsta. Unde era școala sportivă? Școala sportivă era unde a fost școala de arte plastice. Și unde e parcarea, sunt două parcări. Acum în centru vorbiți. În centru. Spațiul din centru. Era școala sportivă. În apropiere de piața. Se numea SMTCF. Așa se numea SMTCF, școala, da, școala medie tehnică de educație fizică și sport. Da. Așa. Deci, și care creau formidabile talente pentru toate sporturile. Deci pregăteau pentru toate sporturile. Da, ne-ați dat, iată, în câteva minute și în emisiunea trecută, niște repere fantastice pentru mulți dintre noi necunoscute. Vorbim de începutul anilor 50, adică peste... Să nu-i uit pe... Să nu-i de Söter Yolanda și Yolanda Balas. Vorbiți de soțul... Sigur că da. Ei și de Yolanda. Da. Țin minte când am adus-o ultima oară, când eram și cons... Ioan Söter, parcă. De Ioan Söter și Yolanda Balas. Da. Și când am adus-o pe Yolanda Balas și i-am dat titlul de... Nu, eu...
și Consiliu Când erați consilier local. I-am dat titlul de cetățean de onoare și am mers cu ea pe Bega, pe Vas, și ea povestea ce e în stânga și în dreapta. O adevărată lecție pentru ceilalți care habar n-aveau de trecutul Timișorii. Și asta contează enorm de mult. Să ai sânge de timișorean puțin în tine, să cunoști trecutul Timișorii. Și păcat că acest trecut nu este reactivat. Așa este. Nu este, adică genele au existat, aceste gene. De ce păcat nu mai există? Păcat că nu este nici măcar cunoscut. Pe ce era popularizat? Aici la, ce era aici la atletism? Ce era la handbal? Hai să revenim la valorile handbalului. Handbal în 11, cu Sida, cu Bonfert, cu Maitert, cu Guneș, cu Bulgărușu și cu Tehnometalul și cu Poli în divizia A. Trei echipe de handbal în 11. Nu? Vorbim de tatăl lui Roli Guneș, da? Nu era tată. Era? Nu era o tată. Coincidență de nume. Era o coincidență așa, de nume. Că de Roli Guneș, nu, evident că știm era cu toți. Moser, nu? Hans Moser, cu care am campion mondial. Sigur, am copilărit cu el. Și țin minte că la un moment dat am adus pe Moser la orașul Victoria, unde am petrecut o 20 de ani. Și acolo l-am adus și ca să-l expun ca o personalitate elevilor de acolo. Și el, în loc să vorbească despre el, a vorbit despre trecutul nostru comun, care s-a intersectat, fiindcă eu stăteam pe Doja, la casa bunicilor. Casa bunicilor este casa fostului prefect liberal Iuliu Coste, și deci sunt rudă cu Mihai Coste și familia Coste. Și acolo am stat, fiindcă bunicul n-a dat voie ca, fiind refugiați noi din... Vorbim din... de Mihai Coste, Mihai, prietenul nostru. Volebalist. Asta-ți un pic. De volebalistul De volebalistul Coste. Sigur okay. că... Da. Așa. E ce văr cu mine. Și da. El stă acum în casa bunicilor. Deci aia a fost casa bunicilor a prefectului Iuliu Coste, care, printre altele, am văzut că a dat bani și pentru, când a fost prefect, și pentru fotbal. Deci și asta m-a bucurat, alături de altele care le-a făcut. Deci aici stătea și Drăgan și Moser, stăteau pe Ciprian, pe strada perpendiculară pe Doja, așa, nu știu cum se numește. Da, să spunem de Moser că a fost declarat, dacă bine mi-amintesc, cel mai bun jucător din handbalul masculin mondial în secolul trecut, secolul 20. Da. Că era generația, nu, generația aceasta tehnică, foarte tehnică, cu gațul conducător de joc, care avea atenție distributivă stânga-dreapta, fiindcă și eu, vedeți, exact lucrul ăsta l-aveam eu ca și calitate, atenția distributivă, adică făceam că, și asta și la volei, fiind ridicător, făceam că ridic în stânga și ridica în dreapta, sau făceam că ridic și puneam cioc. Și de aceea mi se spunea ciocanela, fiindcă puneam ciocuri de unde plecau ceilalți. Da, iată că între timp colegul meu Dumi, regizorul emisiunilor noastre, ne oferă imagini. Asta e echipa din 48, echipa care a promovat, vorbim de fotbal, da? Da. Echipa care a promovat, prima promovare din istoria Politehnicii în prima ligă, să zic așa. Da. Și acum poze cu echipa din 56, 57. Sigur. Iar ultima dintre ele va fi cu trofeul asta. Cupei României din 58. Da. Iată Nicolin aici, Pain, Boros. Sunt colegii dumneavoastră. Gârleanu. Ați jucat. Asta e dintr-o revistă ilustrată. Nu, asta era Fuchs, Iacotul. Iată, colegul meu. Da. Asta e poza echipa. Cu trofeul Cupei României. Da, îi mulțumesc lui Dumi și îl rog frumos, nu emisiunea asta, dar în emisiunile viitoare voi vorbi și despre generația asta, dar sigur că mergând încoace și vorbind de handbal, handbal este și handbal fete. Da. Păi aia, Știința Timișoara campionă națională 5-3. Da. Sigur că da. Și astăzi mai trăiește Tenzi Munteanu sau Tenzi Iuhas. Da. Da, este socra lui Hortensia. Socra lui
Remi Rădulescu. Da, cel care este, am prezentat o emisiune care a făcut nu de mult, această expoziția sportului la sala Constantin Jude. Și acolo îi vedeți și pe acești doi soți. Da, în panouri. Tenzii Munteanu era o bătăioasă formidabilă. Da, foarte dură, dar o echipă de luptătoare și așa au câștigat campionatul. Și apoi campionatul de handbal în 7. Eu, de pildă, la Loga am avut profesor de sport pe unul Ilca, care era renumit pentru pregătirea fizică și l-a urmat Costică Jude. Uh-huh. Deci l-am avut pe Costică Jude, care pe spaliere te nebunea ce pregătire fizică făcea cu noi. Ca după aceea, Costică Jude, alături de Lache, Zugrăvescu, Bonfert și Zavatski, aceștia, să formeze acest... această echipă mare care și Sida a plecat după aceea, încet, încet au mai luat Steaua ce au putut să iei de la noi și încet, încet au devenit și campioni la handbal în 7. Deci, iată că... Campion la handbal în 7, da. Abia în 91 devenit. Da. Și după aceea, să zic de fotbalul ăsta, fotbalul de început, când eu am venit, era la Poli era Franciscovici, Sadner. Franciscovici, da, era portar, da, fost Sadner, un portar de la CFR. Nu, de la Poli. Nu, dar a jucat și la CFR. Nu știu dacă. Cum să nu? Da. Dar sigur că da. Franciscovici. Da. Oscar Franciscovici. Da. Da. Așa, Sadner. Da. Așa, ca portar. Portar era Catina. Da. Paine. Oh, vorbim deja, facem un salt în timp. Salt în timp, da, sigur. Veselin Pain. Mai departe, era pe care l-am altul, personal. Mai devreme, Zarici, de Zarici, la Ceacova. Da. Așa. După aceea, ăștia erau portari. După aceea era fundaș dreapta, era Corbuș. Care a jucat în echipa promovării în 48. Ion Vasile. Ion Vasile, la ție, da. Prins și pe Ion Vasile, da, sigur, jucând. Popescu. Ion Vasile... Fac o paranteză și o să încheiem acest episod aici. Ion Vasile a jucat, fiind legitimat la Poli, a jucat în echipa națională a României în 1945, imediat după război. Culmea, într-un meci, Poli a avut atunci doi reprezentanți în națională. E vorba de portarul Boroș, Aurel Boroș, nu fi confundat cu extrema stângă de mai târziu, din anii 50, Iuliu Boroș. Iulica Boroș. Ei, portarul Aurel Boroș și stoperul, că stoper a jucat în acel meci la națională, Ion Vasile, joacă pentru tricolor, din păcate, într-o înfrângere la Budapesta cu Ungaria. Ungaria atunci era una dintre cele mai bune echipe din lume. Se pregătea mare echipă din prima jumătate a anilor 50. În condițiile în care Poli încă nu jucase niciodată în prima divizie, iată, a dat doi internaționali și mai dăduse unul în 1929 pe Iuliu Pop, un mijlocaș central venit de la Cluj. Primul internațional de la Poli, cu Poli în prima divizie, va fi celebrul Andrei Rădulescu în vara lui 48, imediat după barajul câștigat în care Poli a promovat în elită. Ne revedem săptămâna viitoare.